Cine Cineva cunoaște viitorul. Noi ne rugăm, dragii mei, cu cât cunoaștem. El știe ce va fi în ziua de mâine. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o citind cartea Isaia este când Dumnezeu privește viitorul, ce caută în el? Câte se întâmplă, Doamne? ziua de mâine, peste un an, peste zece, peste un secol, peste un mileniu. Tu cel care ești alfa și omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și același, până în cele din urmă viacuri. Când te uiți pe culoarul viitorului, unde tre saltă inima ta? Ce te interesează? Pentru ce izbucnește întregul univers în cântări de laudă, când planurile tale ajung la un anumit punct al istoriei? Suntem în cartea Isaia și, dragii când noi am început doar din partea a doua, capitolul 40, dar dacă ați reciti toată cartea, ați vedea că această cântare a lui Dumnezeu despre viitor, nu -i doar în ultimele capitole, de-a lungul întregii cărți, sunt izbucniri în de laudă, în de biruință, veselie, bucurie. Dar oare de ce? De unde vine, dragii mei, această înviorare, această lumină, acest zor de zi? De unde vine acest răsărit de soare? Și universul întreg izbucnește în cântări de laudă. Priviți o clipă, imaginea din fața voastră. Noi am sărit peste prima parte și am ajuns în a doua parte a cărții. Și acolo unde inima lui Dumnezeu, în viitor, față de momentul în care vorbește Isaia, în viitor există trei secvențe majore, trei fusuri profetice. În primul rând este reîntoarcerea din robia babiloniană. În 539, Cira a dat edictul și în baza lui popoarele s-au putut întoarce în țară. Și el a permis reconstruirea templului și a Ierusalimului. Dar dacă ne mutăm un pas mai departe și noi tocmai încheiem acest prim fus profetic, acolo sunt vremurile mesianice, acolo este incredibilul capitol 53, cântările robului Domnului, lucrurile pentru care inima lui Dumnezeu treză și pe care le caută pe culoarul viitorului. Dar în baza lucrării Domnului Iisus Hristos apare al treilea fost profetic, care are de-a face cu vremurile escatologice, cu sfârșitul istoriei. Observați! reîntoarcerea din robia babiloniană, pe urmă lucrarea în trupatul lui lui Dumnezeu și apoi sfârșitul istoriei. Și cartea se încheie, capitolul 63 la 66, capitole incredibile despre încotro aleargă istoria. Dacă m-aș întreba unde suntem noi în această desfășurare a planului Dumnezeu, observați, am tras o dungă roșie. Noi trăim la 2000 și ceva de ani după jertfa Domnului Isus Hristos sau la 2000 de ani după jertfa Domnului Isus Hristos și după învierea Lui. Noi privim înapoi și la repatrierea din robia babiloniană și la jertfa Lui Hristos. Noi putem identifica în istorie ce s-a împlinit și ce nu s-a împlinit din profețiile Lui Dumnezeu. Dar când privim înainte, înaintea noastră, ca înaintea întregii istorii, stau evenimentele sfârșitului acestei istorii. Fusul acela profetic, escatologic, răgimei în care Isaia alunecă dincolo de jertfa lui Hristos, la felul în care Dumnezeu va aduna istoria într-un cer nou și într-un pământ nou. Spuneam că noi tocmai încheiem acest prim fus profetic și în dimineața aceasta aș vrea să încerc să adun mesajul pe care Isaia dorește să-l transmită. Aș rupe cele nouă capitole în două părți, pentru că noi am parcurs deja capitolele 40 la 44 și asta ne face să privim înapoi la o recapitulare, după care să privim înainte prin capitolele 45 la 48. Deja... În primele două versete, Isaia își anunță, într-un fel, temele majore ale cărții. Și de aceea, cele cinci capitole le-am adunat sub patru întrebări. Ce trebuie să se întâmple în istorie? Dar. Dacă nu ești un Dumnezeu atot puternic, degeaba ai planuri pentru viitor dacă n-ai și puterea să le împlinești. Și de aceea a doua întrebare este cine orchestrează evenimentele și cine vestește, cunoaște, vestește și împlinește toate aceste lucruri. Și când lucrează El, cine se poate potrivi? Întreabă Dumnezeu însuși. Dar pentru că Dumnezeu l-a așezat pe om ca administrator al acestei planete, el lucrează prin oameni. El ar putea, dragii mei, să n-aibă nevoie de niciunul dintre noi, să zică și să facă. așa a creat Universul. Dar odată ce ne-a făcut coregenți cu el, pe noi, oamenii, pe planeta aceasta, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și de aceea, a treia întrebare este prin cine va lucra Dumnezeu? Dar ce trebuie să lucreze el? Păi de pe de o parte, trebuie să lucreze repatrierea, pe de altă parte. Rezolvarea păcatului. Și ultima întrebare este ciudată. Dumnezeu lucrează pentru și prin sămânța lui Avram, care este oarbă, care complet dezinteresată, care nici măcar atunci când a sunat trâmbița și li s-a spus vă puteți să întoarce, marea lor majoritate împreună cu marele preot Ido au rămas bine, mersi, în Babilon pentru că aveau de toate. De ce să te muți de acolo? Dacă ai casă, masă, copii, nepoți, trăiești de 70 de ani și ai urcat în eșaloanele de vârf ale societății, e bine oriunde ești, doar nu este Dumnezeu, Dumnezeul întregului pământ? De ce lucrează totuși Dumnezeu, în ciuda faptului Că instrumentul lui, Israel, nici nu vrea să audă de lucrările, de lucrările lui. Dar să le iau pe rând. Despre ce este vorba sau care sunt temele majore lansate de Isaia, pe care pe urmă să le desfășoare de-a lungul cărții. Zice, vorbiți bine Ierusalimului, robia lui s-a sfârșit, nelegiuirea lui este ispășită. Observați, sunt două lucruri. Sfârșitul robiei și. Soluția pentru păcate, pentru nelegiurile lui, ispășirea păcatelor. Dar Isaia este un om al vremii lui ca toți profeții și întrebarea care se ridică mai ales în discuțiile noastre de luni seara este care să fie mesajul profetului pentru contemporanii săi când el vorbește despre istorii care vor veni peste sute de ani. De ce să deschidă Dumnezeu fereastra viitorului pentru mine astăzi dacă oricum nu le voi trăi? Nu mă vizează pe mine, pentru că sunt partea planului lui Dumnezeu și ar trebui să mă bucur de lucrarea lui Dumnezeu. Care să fie mesajul profetului pentru contemporanii Săi? În versetul 28, Domnul Isus vorbește cu Cir în capitolul 44. Vom vedea că foarte, peste 30 de versete se ocupă de Cir și te întreb, dar cine este acest personaj care se va naște peste 200 de ani? El se naște în anul 500 înainte de Hristos. În 539 cucerește Babilonul și dă edictul lui Cir pentru repatriere. Cu 200 de ani înainte Dumnezeu îl numește pe nume, vorbește cu el ca și cum vorbește cu mine astăzi. Eu zic despre Cir, el este robul meu care va împlini toată voia mea. El va zice zice despre Ierusalim să fie zidit din nou și despre templu să îi se pună temelie. Dar stai puțin, Ierusalimul nu-i dărâmat, templul stă în picioare. Noi mergem și ne închinăm și Ieremia va veni la poarta templului și zică, de ce ziceți templul Domnului, templul Domnului? Templul este în picioare și va rămâne în picioare încă cel puțin 100 de ani. Cum adică va da porunca că Ierusalimul să fie Păi primul lucru pe care îl spune Isaia, dragii mei, este că templul va fi dărâmat și Ierusalimul va fi dărâmat. Observați, cel care are viitorul înaintea lui, îi atenționează de tragedia care va urma. Dar oare de ce o face pentru cei care aud astfel de mesaje? Dați-mi voie să alerg o de ani mai departe în istorie. După Isaia avem Ieremia în Bibliile noastre. El profețește între 628 și 586, după 586 este târât în Egipt unde și moare. El trăiește tragedia împlinirii profețiilor pe care Isaia le-a anunțat. Dărâmarea Ierusalimului și dărâmarea templului. Dar în capitolul 18 există un principiu fundamental prin prisma căruia trebuie să înțelegem profețiile biblice. În capitolul 18 Ieremia este trimis de Dumnezeu în casa olarului. El coboară, se oprește la usa casei olarului și să se uite la cel care lucra pe roată. Lutul era înaintea lui, roata se învârtea și el fățuiește vasul. Și nu i-a ieșit ia lutul și îl trântește și începe să-l frământe din nou, îl pune înapoi pe roată și face un vas cum și-a dorit el. Și în momentul acela, Dumnezeu, în timp ce Ieremia privește pe olar, lucrând pe roată, începe să-i vorbească. Versetul 6. Nu pot eu să fac cu voi casa lui Israel, ca olarul cu lutul acesta? Nu? Nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta, da? Voi lutul casa lui Israel? Iată că eu sunt olarul, voi sunteți lutul. Mulțumesc, puiule, haideți să citim textul împreună. Iată, cum este lutul în mâna olarului? așa sunteți și voi în mâna mea, casa lui Israel. După care Dumnezeu enunță un principiu și în principiul este foarte, foarte important de înțeles, pentru că se aplică la neamuri și împărății, dar se aplică și la indivizi, vom vedea. Fiecare dintre noi intrăm sub cupola acestui principiu și trăim în lumina acestui principiu, versetul 7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Exact așa cum Dumnezeu anunță, vor duce în Babilon tot ce este în casa ta, tot ce au strâns părinții tăi, vor lua din fiii tăi care, pe care ai născut, care au ieșit din tine și vă face fameni în casa împăratului Babilonului. Observați deja în urechile lui Zedechie sau în urechile lui Ezechia, Dumnezeu anunță tragedia căderii Ierusalimului. Îl voi smulge, îl voi surpa, îl voi nimici, dar... Dar dacă neamul acesta <cute> despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusese în gând să îl fac. Cu alte cuvinte, de ce anunță Dumnezeu nenorocirea? Ca să-ți dea voie să alegi să se împlinească sau să nu se împlinească. <coughs> dacă am fi citit textul mai departe, Dumnezeu aduce și partea cealaltă. Deodată zic despre un neam că îl voi sădi, că îl voi zidi. Dar dacă neamul acesta se îngânfă, nu vrea să-i lase de căile lui rele, îmi pare rău de binele pe care mi-am pus în gând să-l fac. Îmi pare rău de binele pe care mi-am pus în gând să-l fac. Și acum ascultați mesajul Domnului. De aceea vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi. Așa vorbește Domnul: Iată pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cerea Îndreptați-vă umbletele și faptele. Îndreptați-vă umbletele și faptele. De ce? Ca nenorocirea pe care o pregătesc împotriva voastră și planul pe care îl fac împotriva voastră să nu se împlinească. Ce interesantă este relația dintre Dumnezeu și poporului, dintre Dumnezeu și om. Din păcate, Iuda se încăpățânează. Și atunci. Viitorul pe care l-a vestit Dumnezeu se împlinește, dragii mei, și nimeni nu poate sta împotriva Lui. Uitați-vă la răspunsul lor. Dar ei zic, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimilor noastre. Vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după inima noastră, rea reapornirile inimii noastre rele. Dragii mei, în momentul acela... A, Dumnezeu nu mai poate face nimica. Dacă mă gândesc, de pildă, la versetul 10 din Isaia, capitolul, capitolul 19. Nu 19 mai... cu 8. Da, 19 cu 8. Să sparge apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Ce s-a întâmplat între timp? Dumnezeu îi spune lui Isaia, ia-ți un vas de lut, adună niște bătrâni lângă tine și du-te în Valea Hinon. Acolo se spărgeau vasele acolo era olăritul, dragii mei. Și stă cu vasul în mână și vine și anunță ceea ce va face Dumnezeu poporului acestuia. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, ia vasul și sparge-l, imaginați-vă acest act profetic, când ia vasul și îl face țândări în ochii bătrânilor, sub ochii celor care au venit cu tine, după care vine mesajul lui Dumnezeu. Și să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta. Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui. Locuitorilor lui. Care să fi fost mesajul pentru, Zedechi, pentru Ezechia și pentru uh, contemporanii lui Isaia? Observați imaginea desfășurării istoriei. În 931 se rupe regatul după moartea lui Solomon. 10 seminții la nord, 2 seminții la sud. Capitala regatului de nord, Samaria. Capitala regatului de sud, Ierusalimul. Iar um, Isaia profețește în vremea căderii Samariei. Acolo este lucrarea Lui în vremea căderii Samariei. Și știți ce le spune El? Planul pe care Dumnezeu îl face împotriva voastră și nenorocirea pe care a pregătit-o pentru voi se va împlini. Da, zice uh, Isaia. Și zice și Ieremia, apoi la vremea potrivită, cum a căzut Samaria, așa va cădea și Ierusalimul. Dar pentru că toate lucrurile astea erau în viitor, anunțate de Dumnezeu, dragii mei, Iuda... Ezechia, contemporanilui, ar fi putut să oprească împlinirea acestui plan. Din păcate, fiul lui Ezechia aduce istoria la momentul din care nu se mai putea întoarce. Din pricina lui Manase, nu iert. Din pricina lui Manase, nu iert. Dacă ne aducem aminte de ieșirea din Egipt, când au ajuns în câmpia Moabului și Dumnezeu a renuit legământul cu ei... În capitolul 30 din Deuteronom, versetele 19 și 20, el vine și le spune Iau cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Cum aleg viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău și lipindu-te de El, ca să fii fericit tu și urmașii tăi. Alege viața. Dacă mă gândesc la relația dintre om și Dumnezeu, mei Dumnezeu în grădina Edenului ne-a dat libertatea de alegere între viață și moarte. Și lucrul acesta nu ne-l ia de-a lungul întregii vieți, nici măcar după răscumpărare. Roman, capitolul 6, versetul 16. Te poți da rob păcatului sau neprienirii, chiar dacă ești în harul lui Dumnezeu. Libertatea asta de a alege între viață și moarte nu ne este luată. Dar imaginați-vă că Dumnezeu vine și anunță o tragedie, un plan, o nenorocire. Cine hotărăște viitorul? Dumnezeu anunță un plan, o nenorocire, cum a căzut Samaria, va cădea și Ierusalimul. Cine hotărăște viitorul? Interesant. Dumnezeu a lăsat în seama noastră să hotărâm viitorul, prin alegerea pe care o facem. Și atunci încep să înțeleg de ce sunt o mulțime de profeții în Scriptură care nu se împlinesc. Pentru că Dumnezeu rostește, deschide fereastra viitorului ca să mă avertizeze, să-mi dea vreme de pocăință și în felul acesta să mă pot întoarce la El. De pildă, Dumnezeu a zis în Eden, în ziua care vei mânca, vei muri negreșit. A murit Adam și Eva în ziua în care a mâncat? nu a murit altceva în locul lui pentru că în planurile lui Dumnezeu exista un miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și de aceea Dumnezeu a dat vreme de pocăință lui Adam și Eva. I-a alungat din prezența lui în nădejdea că într-o zi va redeschide porțile împărăției ca ei să se întoarcă. Spuneam că acest principiu este adevărat cu privire la împărății și neamuri, dar este adevărat și cu privire la un individ, la tine și la mine. În Ezechiel, capitolul 33, versetele 11 și 12, și puteți citi acasă întregul capitol. Pe viața mea, jur, zice Domnul, că eu nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui rele și să trăiască. Și apoi vine și particularizează la un individ principiul acesta sau dorința lui. Cel neprihănit nu va trăi prin neprihănirea lui când face fără de legea. Observați vorba de un individ. Și cel rău nu va fi lovit când se întoarce de la răutatea lui. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și de aceea, dragii mei, înainte de în temerea lumii, a pregătit soluția pentru problema noastră. Din păcate, iuda a ales prost. Și o sută de ani mai târziu cade Ierusalimul și cade, dragimei. mei, templul este dărâmat de armatele lui Nebucadnețar. Atacurile încep în 6.5 când Daniel este dus în robie, în 597 continuă când Ezechiel este dus în robie, iar în 586 când totul este dărâmat și Iuda pleacă în robie, rămân doar cei mai săraci oameni din țară. Dacă refuzul pocăinței a adus istoria aici, ce se întâmplă cu planurile lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu planurile lui Dumnezeu? Pavel rostește un adevăr incredibil în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Versetul 13 este precedat de versetul 12 și dacă vrei să înțelegi versetul 13 corect, trebuie să înțelegi și versetul 12. Dar Chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dacă iei versetul acesta în brațe, atunci poți să zici, a, păi eu și dacă mă tăvălesc în mocir la Dumnezeu, fiind credincios, totul va fi bine. Nu, nu, versetul precedent spune, dacă ne lepădăm de el și el se va lepăda de noi. Dar atunci despre ce să fie vorba? Dragii el rămâne credincios față de sine față de promisiunile Lui, față de planurile Lui. Planurile Lui se vor împlini cu tine sau fără tine, cu mine sau fără mine, dar planurile Lui se vor împlini. În Isaia, capitolul 44, versetele, versetul 4, citim. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Acela care a chemat neamurile de la început, da? Mă gândesc la istoria biblică și mă întreb, unde apar neamurile în Biblie? o apar doar în capitolul 11, la turnul Babel. Știți istoria. Să ne facem o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul și să nu mai fim împrăștiați pe toată pământului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis să ne mulțim, să ne împrăștiem, să umplem pământul, dar noi zicem nu, nu, nu. Noi știm mai bine decât El o sfidare împotriva lui Dumnezeu, ceva ce Dumnezeu coboară și îi mântuiește din nebunia lor, încurcându-le limbile. Și acolo este obiectul binecuvântării lui Dumnezeu, societatea umană, în forma ei embrionară. Și încep să împlinească porunca lui Dumnezeu, vrând nevrând, pentru că nu se mai înțelegeau unul cu celălalt. Dar Dumnezeu a chemat neamurile de la început, nu ca să le nenorocească, ci ca să le mântuiască, ca să le binecuvinteze. Uitați-vă doar la câteva texte. Genesa 12, 15, Genesa 22. În Genesa 12, Dumnezeu de sub umbra turnului Babel îl cheamă pe Avram și spune toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dar apoi, după ce le liberează pe Lot din mâna împăraților șinearului, adică a Babilonului, a Babelului, din vremea respectivă, Dumnezeu îi se arată într-o noapte și îi face o promisiune. Nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt scutul tău. Și Avram, dragii mei, obosit de atâta așteptare să vadă împlinite promisiunea lui Dumnezeu, zice, ce îmi vei da? Mor fără copii, Eliezer, robul meu, va moșteni tot ce am eu. Și atunci Dumnezeu îi spune, văd că trebuie să te ajut un pic să mai continui în așteptarea și în încrederea ta. Pregătește un legământ, că vin să intru un legământ cu tine. În capitolul 15, Avram știe ce să facă, la porunca Domnului despică animalele, creează un culoar între jerfe, așa cum este culoarul de aici, se așează la un capăt al culoarului, cum sunt eu, și l așteaptă pe Dumnezeu pe celălalt capăt al culoarului. În vremea respectivă, cei doi trebuiau să treacă unul pe lângă celălalt și să strige, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. El stă și așteaptă să vină Dumnezeu. Și se face întuneric și textul spune că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut prin mijlocul dobitoacelor, pe cularul respectiv. Și în ziua aceea, nu Avram a încheiat un legământ cu Dumnezeu, ci Dumnezeu cu Avram. Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, tot așa să fie tot trupul meu, dacă tu vei călca legământul. Nu eu, tu. Întotdeauna între un om și Dumnezeu, omul este vulnerabil, dacă tu vei călca legământul, dragii mei, Asta este punctul focal al istoriei, această promisiune a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu, pe urmă, o întărește cu un jurământ pe muntele Moria. Știți ce s-a întâmplat acolo? Când Isaac se așează pe grămadă de lemne pe altarul pe care l-a construit el cu sa lui, împreună cu tatăl lui, dragii mei, îngerul Domnului oprește pumnalul lui Avram și îi spune, pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dragii mei, odată ce Dumnezeu a promis și a jurat, a întărit promisiunea printr-un jurământ, El nu mai are drum de întors. Cu alte cuvinte, promisiunile Lui se vor împlini, indiferent ce face omul. Pentru că promisiunea este unilaterală și fiind unilaterală, în gura Lui Dumnezeu este irrevocabilă. Dar cu toate acestea, spuneam, Dumnezeu lucrează prin oameni la împlinirea planurilor Lui. El trebuie să folosească pe cineva care să pregătească repatrierea lui Israel și pe altcineva ca să pregătească iertarea lui Israel. Primul este Cir. Și Dumnezeu îl cheamă pe nume cu 200 de ani înainte ca el să se nască. Și apoi cineva îi pune profețiile sub nas, dragii mei, să le citească, să le vadă. Și Cir. Este cel care inițiază repatrierea, dar el nu putea face și rezolvarea păcatelor și pentru asta Dumnezeu însuși s-a întrupat în Fiul Său ca să rezolve nelegiuirile, să ispășească păcatele. Și cu această recapitulare să privim un pic înainte la capitolele care stau înaintea noastră. Primul lucru care ne surprinde este mulțimea versetelor în care Cir și Dumnezeu sunt în dialog. Fie Dumnezeu vorbește despre Cir, fie Dumnezeu vorbește cu Cir. Vorbește cu un personaj care nu există. Pentru noi, în mintea lui, toate sunt acolo, dragii mei înaintea lui Dumnezeu. Și dacă număr doar versetele care cuprind acest dialog sau această discuție dintre Dumnezeu și Cir, mă întreb, dar de ce acordă Dumnezeu atâta spațiu acestui personaj, care e un păgân care a așezat un imperiu pe planeta sau în bazinul mediteranean? Observați mulțimea de versete în care Dumnezeu vorbește despre Cir. Dar apoi sunt câteva în capitolul 45 în care Dumnezeu vorbește cu Cir. Este ca și cum ar dialoga cu un prieten, cu unul din, îl numește robul meu, unsul meu, păstorul meu. Apelative mesianice, pe cine trebuie să-l dai deoparte, să-l găsești pe cel care realmente va împlini aceste lucruri. De ce acordă Duhului Dumnezeu atâta spațiu lui Cir? Pentru că repatrierea, dragii mei, era obligatorie. ca Cam planurile Dumnezeu se poate împlini. Acolo pe muntele Moria, când Dumnezeu a jurat pe sine, El a fixat pe planeta noastră, în geografia acestei planete, un loc. Cel mai disputat loc până în zilele noastre, dragii mei. Muntele Moria, muntele Sionului, acolo trebuia să se întâmple lucrurile. Pe muntele acesta. Și de aceea repatrierea nu era un scop în sine, ci un mijloc spre scop. Scopul arăta spre muntele acesta. Dacă aveți curiozitatea să răsfăiți cartea Isaia și să notați textele care vorbesc despre muntele acesta, veți fi surprins cât de desapare în cartea Isaia, muntele acesta, locul acesta pe care l-a hotărât Dumnezeu și l-a fixat prin jurământ. Dacă aș lua textele și le-aș împărți, aș putea pune unele la prima venire, altele la doua venire. Pentru că de muntele acesta se leagă întregul plan al lui Dumnezeu, inclusiv domnia lui Hristos la Ierusalim. Se leagă de muntele acesta. Dar în dimineața asta m-aș opri doar lângă prima venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și textul l-am mai citit de multe ori, este un text superb, care creează punctul focal al planurilor lui Dumnezeu. Versetele 6 la 9 din Isaia, capitolul 25. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta pe muntele acesta uh -huh. un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Un ospăț, mă gândesc, nu îl voi mai bea cu voi până îl voi bea nou într un împărăția mea. Istoria asta cu un Noi ne adunăm în jurul lui Hristos la un ospăț, dragii mei, la bucuria aceea a tot ce a lucrat el pe muntele acesta, versetul 7. Și pe muntele acesta înlătură măhrama care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele. Dacă e adevărat că pe muntele acesta nimicește moartea pe vecie și șterge, cum spunea Răzvan, lacrimile de pe toate fețele, ne mirăm oare că muntele acesta este punctul focal al intereselor lui Dumnezeu, al planurilor al planurilor lui Dumnezeu și textul continuă? Și îndepărtează de pe tot pământul locarea poporului său. Da, Domnul, Domnul -a, vorbit. a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Să ne veselim, să ne bucurăm de mântuirea Lui. Izvorul veseliei și a bucuriei este ceea ce se întâmplă pe muntele acesta. Dar după cum vom vedea, dragii mei, tot universul se bucură. În Roman, capitolul 8, toată firea, toată natura așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, când o ocara poporului va fi îndepărtată pe, din pricina lucrării lui Hristos pe muntele acesta și atunci va veni o eliberare totală, inclusiv pentru natura care a fost pângărită de păcatele omenirii. De ce era obligatorie repatrierea în planurile lui Dumnezeu? Pentru că robul Domnului trebuia să-și împlinească lucrarea pe muntele acesta și lucrarea Lui se va termina cu primirea noastră înapoi în prezența Lui Dumnezeu, cu reîntoarcerea noastră în Eden, în prezența Lui Dumnezeu. Și toate sunt focalizate pe muntele acesta. Punctul focal al planurilor Lui Dumnezeu și al profețiilor Lui Isaia este ceea ce se întâmplă pe muntele acesta și ce urmează după aceea. Pentru că în baza jertfei Lui Hristos, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Când citești cartea Isaia, vezi că toată cartea este presărată cu cântări de laudă, cu aceste izbucniri, cum S-a terminat versetul 9. Să ne bucurăm, să ne veselim. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a împlinit planurile pe muntele acesta. Aș vrea să iau câteva texte și să vedeți bucuria care izbucnește cântarea de laudă din pricina lucrării robului Domnului pe muntele acesta. Capitolul 42, primele nouă versete este prima cântare a robului Domnului și urmează pe urmă cântecul imediat după aceea, versetele 10 la 13. Dar nu recitesc primele 8 versete, am trecut prin ele. El a chemat pe robul său, a pus Duhului peste el să dea mântuirea, să fie legământ al poporului și lumină al neamurilor. Lumina neamurilor. Și odată ce Isaia începe să vorbească despre lucrurile acestea, Universul începe să cânte. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeți pe mare și cei ce locuiești, locuiți în ea, ostroave și locuitorilor, pustia și cetățile ei să înalțe glasul, satele locuite de chedar să-și înalțe glasul, locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților, să dea slavă Domnului și să vestească laudele Lui în ostroave. Hai să iau un alt text, capitolul 44, 22, 23. În 22, eu, eu șterg păcatele ca un nor, nelegirea ca un nor și păcatele ca o ceasă. Întoarce-te la mine, eu te-am răscumpărat, spune Domnul. Observați, este vorba de lucrarea de pe muntele acesta, pe care o face doar într-un al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă imediat după aceea, în versetul următor o izbucnire într-o cântare de laudă, versetul 23. Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat, răsunați de veselie adâncimele pământului, izbucniți în strigăte de bucurie munților. Și voi, pădurilor, cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Dați-mi voie să mă întorc înapoi la începutul cărții Isaia. În capitolul 7 apare Ahaz, primul împărat, doi împărați în prima parte a cărții și Isaia iese în calea lui să-i ofere mântuire din partea lui Dumnezeu. Ahaz zice, nu, nu, nu vreau să-i spitez pe Domnul. Zice, cere un semn. Nu, nu, nu vreau să-i spitez pe Domnul. El deja se hotărâse ce are de făcut. Și în momentul acela, Isaia rostește împotriva lui blestemul. Știți cum se termine capitolul 8? Cu negură, întuneric ceață nicio nădejde. Fie că se va uita spre cer, fie că se va uita spre pământ, nu va vedea decât negură și întunerec și va huli pe împăratul lui. Dar versetul, 1 versetul din capitolul 9 începe așa totuși. Întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Dar de ce? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia este pe umărul lui, îl vor numi minunat sfeșnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. Domn al păcii. În momentul acela, dragii mei, cântarea începe să continue și tot capitolul 11 ce ne duce până la a doua venire a lui Hristos, în care El, ca vlăstarea lui Isai, va domni, va fi un steag pentru toate popoarele. Pentru toate popoarele. Știți ce urmează? O izbucnire într-o cântare de laudă, capitolul 12 în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău, Sfântul lui Israel. Lăsați-mi voie să fac un pas mai departe din capitolul 12, 24 la 26. În 24, tot capitolul vorbește despre căderea Ierusalimului. În 25, primele 5 versete despre căderea Babilonului. Observați, un salt peste 70 de ani de istorie. Dar în capitolul 25, versetele 6 la 8 texte pe care le-am citit, este vorba de ce se va întâmpla pe muntele, pe muntele acesta. Iar odată ce lucrarea întrupatului Fiu al lui Dumnezeu se va sfârși pe muntele acesta, primul verset din capitolul următor. Îi într-o cântare de laudă, versetul 26 cu 1, sau în ziua 14, aceea, 26 cu În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritura. Deschideți porțile ca să intre în neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inima tare, tu-i chezăsuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Citim cartea Isaia și vedem că din când în când, din când în când, Există o izbucnire de bucurie, de veselie, de cântare și în hora asta cântării se prinde întregul univers. Și stai și te oprești și te zici, de ce? Ce este atât de interesant ca să declanșeze un astfel de moment? Și răspunsul, dragii mei, este simplu. Punctul focal al planurilor lui Dumnezeu este crucea lui Hristos și învierea lui ca Duhul lui Dumnezeu să se poate cobori ca porțile împărăției să se poată redeschide și noi să ne putem reîntoarce în prezența lui Dumnezeu. Spuneți-mi, nu e normal ca în momentul împlinirii vremii, când aceste profeții rostite cu 700 de ani înainte au ajuns la împlinire, și acum, înaintea ochilor noștri, vedem împlinirea acestor profeții, ca să izbucnească cântarea de laudă din gura tuturor, uitați-vă sau duceți-vă aminte de cântarea lui Zaharia. Coborâți și citiți apoi cu grijă și cântați împreună cu Maria în prezența Elisabetei. Și pe urmă ascultați îngerii de pe câmpia Betlehemului, cântând împreună în auzul păstorilor. Și apoi când pruncul este adus în templu, începe să cânte Simeon, bătrânul și Ana. Cântec după cântec, după cântec, după cântec, focalizat pe un singur lucru, pe împlinirea profețiilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin prorocii săi de-a lungul istoriei. Dacă vin în Luca, capitolul 2, versetul 10, păstorii sunt pe câmp și dintr-o dată se face o lumină și un înger apare în toată strălucirea lor înaintea lor și ei se umplu de teamă. Și îngerul le spune, nu vă temeți, iată că vă duc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnele după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o Da? Culcat într-o Și deodată, și deodată, puiule? Împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând. Imaginați-vă! Wow! Ce trupă de închinare! Împreună cu îngerii. Dar observați care este mobilul Motivul închinerilor și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cântați Domnului! Cântați Domnului! Observați cine cântă Domnului de-a lungul cărții saia. În primul rând, Baria și toate viețuitoarele ei. Apoi, cetățile. Uh, Ostroavele și locuitorii locuitărilor, pustia și cetățile ei, apoi satele Chedarului, locuitorii Ierusalimului. Dar poate că ăștia sunt doar oamenii, dar dintr-o dată cântarea cuprinde întregul univers. Cerul, adâncimile pământului, munții, pădurile, copacii, locuitorii Sionului, toți se adaugă acestei cântări, acestei cântări. Ne apropiem de Crăciun, nu-i așa? Acum poate că înțelegem cu alt gând rolul colinzilor. Pentru că vedem din Isaia începând că în jurul acestui eveniment, dragii mei, care se pregătește din Betlehem, se desăvârșește pe calvar. În jurul acestui eveniment, tresaltă inima lui Dumnezeu, așteaptă Dumnezeu împlinirea acestor lucruri. Dar uitați-vă cum se termină cântarea din capitolul 44 din Isaia, versetul 13. Domnul înaintează ca un viteaz, își târnește râvna ca un om de război, înalță glasul, strigă, își arată puterea împotriva vrăjmașilor săi. Să se potrivească versetul acesta la crucea lui Hristos și arată puterea împotriva vrășmașilor săi pe muntele acesta. Pe muntele acesta. Dragii mei, repatrierea era obligatorie pentru că pe muntele acesta trebuia să se întâmple toate lucrurile. Ascultați-l pe Domnul Iisus înainte de a ajunge pe muntele acesta răstignit pe crucea de pe calvar acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat în afară. Împotriva vrășmașilor lui, dar cine este vrășmașul lui în ultima instanță? Cel care a adus păcatul în lume? Moartea, ultimul vrășmaș, va fi aruncat în iazul de foc, ne spune Pavel în Corinteni. Acum, are loc judecata lumii acesteia, cum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat în iazul de foc. Dacă vreți o imagine mai detaliată, în capitolul 12, o femeie însărcinată, cu o cunună de stele pe cap, cu luna sub picioare, cu învăluită în soare, dragii mei, așteaptă să nască balaurul, stă în, înaintea ei să-i mănânce pruncul, el naște pruncul, ea naște pruncul, el este răpit la Dumnezeu și în momentul acela se declanșează în cer un război. Mihail și îngerul lui se luptă cu balaurul și cu îngerii lui. Balaurul și îngerii lui sunt aruncați pe pământ și în cer izbucnește cântarea, dragii mei cântarea este rodul suferințelor Domnului Isus Hristos. Să ascultați textul din Coloseni, că atunci venim un pic mai aproape de fiecare dintre noi. Versetul 10. Voi, noi, avem totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost în împrejur, nu cu în împrejur, făcută de mână, ci cu în împrejur a Lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, prin botez și în viață în el și împreună cu el, prin credința sau prin puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească în prejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu el. După ce ne-a iertat toate greșelile, el a șters săpisul cu poruncile care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și la nemicit pironindu pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin cruce. Acum înțeleg că atunci când vorbesc despre Dumnezeu și viitorul, văd că ochii lui sunt țintiți și țintiți asupra punctului focal al planurilor lui Dumnezeu. Dragii mei, cum să îndrăznesc să spun că Hristos este un plan B? Dumnezeu în ultimul moment a mai găsit o soluție pentru neascultările noastre. Nu, nu, nu. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fie sfinți și fără prihană, după ce prin tot ce a pregătit prin El pe muntele acesta a rezolvat problema păcatului. Dragii mei, repatriere a putut să miște într-un fel sub călăuzirea și puterea lui Dumnezeu, cir. Dar numai Dumnezeu însuși putea rezolva păcatul. Și de aceea Pavel spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Cum să nu tresalte inima lui Dumnezeu când privind pe culoarul viitorului se oprește în dreptul muntelui acestuia. Acolo, dragii mei, s-a câștigat biruința. Acolo relația dintre om și satana s-a rupt pentru ca relația dintre om și Dumnezeu să se poată reface. O, dar povestea asta nu începe în Isaia. Dacă mă întorc în Genesa 3 cu 15, suntem în Eden, la judecată, imediat după neascultarea lui Adam și a Evei, este șarpele prezent și Dumnezeu rostește această profeție. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. El îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi cărcâiul. O promisiune unilaterală și revocabilă. Asupra ei este ațintit atenția lui Dumnezeu și toată istoria așteaptă împlinirea acestei profeții. Dar, dragii mei, mai este un pas. De pe fusul mesianic trebuie să privim spre cele scatologic și abia acolo diavolul a fi aruncat în iazul de foc. Împreună cu toți slujitorii lui și abia acolo noul Ierusalim se va coborî din cer cortul lui Dumnezeu cu oamenii adă Doamne ziua aceea. Amin.